Salutare! Astăzi am ajuns la Sacoșul Turcesc. Este un carpodrom în adevăratul sens al cuvântului. O să pescuiesc pe balta 2. Este o baltă foarte, foarte mulți crapi. Sunt foarte mulți crapi și peste 20 de kilograme. Este o baltă foarte mare. Sunt pentru prima oară aici și sper să fie ce trebuie. Sper să am noroc la ceva pește. Am cules pe parcursul timpului câteva informații despre cum se pescuiește aici. Teoretic trebuie să pescuiesc la vreo 100-110 metri, dar înainte o să sondez cu plumbul și o să văd cam pe unde este mâl și o să văd, poate găsesc o bucată de pământ fără mâl, deși nu prea cred. Oricum, o să pescuiesc cu două bețe cu momitoare și cu două bețe cu plumb, cu bile, cu pop-up-uri, cu pastă pe ele. Pe momitoare o să pun și pastă și peleți și de toate, cam ce am, o să vă arăt mai încolo. Dar nu, momentan o să mă instalez cortul și cam asta. Și sper să fie bine, am de stat 72 de ore, deci este ceva timp. Bun, cum am zis, mă instalez și după aceea vă arăt ce monturi folosesc, ce nadă. Da, cam asta. Bun, în sfârșit sunt aproape gata de pescuit, dar o să încep pescuitul cu o nădire cu spombul. O să dau vreo 30-40 de spomburi, o să le și număr. O să nădesc la spomb în principal cu semințe. Sunt semințele astea, e un mix de la Claumar cu mai multe chestii, porumb, cânepă, grâu. No, peste toate astea, eu am mai pus, se vede aici, și un kilogram de arpacaș. Este porumb dulce și cu ăsta o să dau, deci pe ăsta să-l dau cu spombă, cu spider. Cu cobra o să dau bile de 20 și 24 cu aromă de squid, cu aromă de căpșună amestecate. După aceea o să vă arăt și monturile. O să fie niște monturi simple, dar până atunci să nădesc, să dau câteva spomburi. Bun, o să pregătesc peleții. Peleții o să-i pun în momitor.
Aici am niște peleți comandați de la tata Nițu, mai de mult, deci nu mai știu ce arome au. Știu că am dat 10 lei pe un kilogram. O să pun aici cam jumate de kil. Bineînțeles, o să mai fac. Peleții ăștia sunt verzi și roșii. Și aici am niște peleți de la Benzar, ăștia sunt, Choco and Orange. Reușesc să-i deschid astfel. O să-i las la înmuiat. Mai bine se moaie până înălzesc eu, că încă n-am băgat niciun băț. Pun și ăsta cam jumătate de kil. Cam așa. Și aici am lapte de porumb. Asta cred că tot de la tata, da, de la tata Nițu. Bun, acum o să le las la înmuiat vreo 20 de minute, jumate de oră, cât trebuie, și sper să fie ce trebuie, să fie ca lumea pe monitor. Mai pun și un pic de apă. O să fie ce trebuie. Bun. Să continui înnădirea cu semințe. O să plantez prima oară bătul acesta cu un boiler și cu un pop-up, cu un snowman. O să vă arăt imediat cum pun pastă pe boiler. Și o să pun pastă și pe momitorul ăsta cu două boabe de porumb. Pentru că pe un băt o să las două boabe de porumb, doar așa să văd dacă am vreo mișcare. Dacă nu, bineînțeles că o să le schimb, o să pun pop-up-uri. Deci nu e asta o problemă. Da, am dat vreo 10-15 spomburi deja cu semințe, mai am de dat încă vreo 10. Să le mai dau, dar vreau să bag și un băț în apă. Deci am un plumb de 100 de grame și un forfac foarte lung, tocmai pentru a sta mai, cât mai sus, pentru că plumbul ăsta clar o să se ducă în mâl. Aici am bila aia de 20 cu un capac de pop-up de ananas și banane. Bila are aromă de scuici și căpșuni. Să iau și pasta asta și să pun așa pe bilă. Deci cam așa ceva. Tocmai a devenit o bilă foarte, foarte mare. Dar trebuie să mă spăl un pic, că este foarte lipicioasă pasta aia. Miroase foarte bine.
dar câți bani am dat pe ea, parcă 13 lei pe un kilogram, e super. N-are de ce să nu le placă peștilor. Așadar, urmează să fac prima lansare pentru mine, prima lansare din viața mea pentru mine, pe Sacoșul Târcesc. Da, cred că o să am prima trăsătură. Este la Porumb. Nu știu, aștept să plece. Se vede și la vârf cum se mișcă. Și la swinger, dar aștept să o ia ca lumea. Hai, mă. E bine, asta e după nici jumate de oră. Da, da, da. Uite ceva acolo. Oare să am primul pește la Sacoș? Da, cred că da. Aha. Cred că mai am primul pește la Sacoș. La Porumb. Deci tocmai am avut prima trăsătură la porumb artificial. Mi-a zis cineva că aici se scapă mulți pești pentru că au gurile rupte. Da, nu. Oricum, ca o măsură de precauție, să pun un câlin mai mare. Asta poate totuși a fost prea mic. Și să nu fie și ăsta un motiv. Să pun un câlin mai mare și dau iarăși cu porumb. Că părea mare peștele. Am undit amairanul la bilă. Să văd ce-i.
sunt pe cale să văd, să am primul contact cu un pește de sacoșel turcesc. Nu-mi dau seama dacă e mare sau mic. Nu m-a dat din cap până acum. Deci nu m-a dat ca unul mic. Dar nu, nu știu ce să zic. Hai băi băiatule, să vedem la culoare. Da. Este unul obișnuit. Nu-mi dau seama cât e de greu. Este unul chiar foarte mic. Pentru sacoșul turcesc, mă refer. A intrat la snowman-ul cu bilă. Sau nu chiar așa de mic totuși. Ciugul meu capciu palitic. Plasa este bună, da. Nu e așa de mic, totuși. Chiar fain. Tocmai am scos primul meu pește la sacoș. Este unul frumușel. Am avut o ratare acum vreo 40 de minute și da, deci în vreo 50 de minute de când am bețele în apă, deja două prezentări. Nu e așa mic cum credeam, dar chiar frumos. Potuleți. Și are gura chiar sănătoasă. Deci primul meu pește la sacoș. Puf. Primul meu pește aici. Bun, urmează liberarea. Ăla-i. Uite ce frumos se duce. Super. Gata. Primul meu pește la sacoș. Îmi fac ceva de mâncare, că încă de pe drum, de când veneam, îmi tot fugea gândul la mâncare. Ia să pun eu frumos toată carnea asta. Carne de porc, condimentată de acasă. Pentru că trebuie proteine. Vai, de mine ce bine miroase.
fericite, gustoase să fie. Dar și foa mea am în mine, o să fie super gustoasă. Deci chiar mă bucur că la nici jumate de oră după ce am băgat un băț, am avut un pește mare. L-am scăpat, asta e. Dar mă bucur că m-am instalat în sfârșit. Vremea este potrivită. Nu este nici prea cald, nici prea frig. Am umbră, frumos. O să-mi aranjez lucrurile imediat frumos. Și mă pregătesc pentru capturi, care sper să fie măcar 2-3 crab frumoși pe zi. Dacă aș prinde 2-3 crab frumoși așa pe zi, aș fi super mulțumit. Am 4 bețe, 4 momeli diferite. Dar nu, totuși cred că ei vor prefera momelile mai flotante, așa mai ușor de luat. Pentru că am auzit că ar fi pretențioși peștii ăștia. Da, nu, o să văd. Da, cam așa arată carnea când e gata. Între timp am prins și un crab frumos, primul meu crab la sacos. Carnea arată delicios. Este mai multă decât am crezut, cred că o să mănânc de două ori din ea. Deci este delicioasă, probabil în vreo 3-4 minute e gata. De-abia aștept să mănânc, că se rup de foame. După ce am avut două trăsături deja în nicio oră, la alt băț deja mi-a mai tras o dată. Dar aștept să ia hotărât. Îl bag și pe ăsta unde am prins crapul. Nu știu, am un sentiment că o să fie fain. Sper să nu înceapă așa fain partida și să se sfârșească rău. Adică să nu prind. Dar nu, nu cred. Bun. Să vină crăpălăii. Ar fi de vis să prind un over 20. Dar nu. Nu vreau să depășesc recorduri și chestii. Trebuie. Am venit să pescuiesc, să mă relaxez. Și urmează să mănânc și eu, în sfârșit. Deci, de-abia l-am schimbat pe toate 4 de câteva minute și deja îmi trage. Incredibil. Nu mă mai. Ia să vedem. Da, a slăbit-o. Ia să vedem. Aici e o singură bilă mică. Oare a venit spre mine sau? Ce pui mei. Da. Venea spre mal, ăsta. Ăsta tot venea spre mal, peștele. Bun. Incredibil, după nici 5 minute se-mi tragă. Mai rar așa ceva. Da, ăsta pare ceva mai mic.
Bățul ăsta l-am lansat acum 5 minute. Îmi pregăteam să mă pun iarăși la somn. Și iată, am mai venit. Un pește. Te enervezi și tu. Ia uite, mă, unde te duci, frate? Mamă, cred că nu e așa de mic cum am crezut. Acolo în mal, dar nu puteam să-l iau de acolo, trebuie să-l aduc aici. Yes. Nici ăsta nu e așa de mic. No, că nu mă așteptam la trăsături așa rapide. Stai, mă, cu minte. Stai acolo cu minte, că plece mintea. Și ăsta e agățat un pic în colțul gurii. Are în jur de 8 kg, la fel ca primul pe care l-am prins. Bun, îl și liberez, nu-l mai țin. Da, are în jur de 8 kg, sigur. Poate și mai mult. Oh,
crap frumos de Sacoș. Nu știu cine o răva și ăsta. Gata. Nu, bună treabă.